Carnea de vită japoneză costă 1700 de lei kilogramul, jambonul spaniol ceva mai ieftin, dar tot ajunge la 1000 de lei kilogramul. Da, acesta este un jamon iberico de bellota. Este un picior de porc care trăiește în Spania și care a fost hrănit numai cu ghindă. Forma a fost maturat 36 de luni și este cea mai bună calitate de șuncă existentă. Se servește în cele mai bune restaurante și bineînțeles că le avem și la București. Și cât costă kilogramul? Având în vedere calitatea aceasta excepțională, kilogramul costă aproximativ 1000 de lei, 1000 de lei, dar vă asigur că 50 de grame sunt suficiente pentru două persoane. În magazinele gourmet se găsesc peste 1500 de sortimente de vin și șampanie care costă de la 25 până la 30.000 de lei sticla. Acesta este alb, roșu așa, o rezervă din 2007, dintre cele mai bune cupaje din România. Nu e ușor să alegi dintr-o listă cu 5.000 de produse, printre care au locul lor consacrat pateul de foie gras, specialitățile din trufe, caviarul, peștele exotic și brânzeturile sofisticate.